Membrii Federației Crescătorilor de Bovine din România nu au participat anul acesta la Indagra, nemulțumiți de suma prea mică pe care Ministerul Agriculturii intenționează să o aloce pentru plata națională directă complementară aferentă anului 2011. Printre puținii crescători de bovine care s-au încumetat totuși să participe la expoziția de la București, a fost și Costel Caraș, președintele Asociației Holstein Ro. Activitatea asta presupune cheltuieli foarte mari, riscuri foarte mari. Și sigur că noi apreciem că probabil că undeva 750-800 de lei ar fi suma care, să zicem, s-ar apropia cât de cât de cei mai slabi din Europa, pentru că o fermă de vaci de 100 de capete, o fermă, să zicem, din Finlanda, vă dau un exemplu, primește pe an în jur de 200.000 de euro ajutor de la statul din care fac parte. Și sigur că sunt bani puțini. Și pot să spun că ar trebui să gândească foarte bine guvernul că este o activitate care aduce mult în țară și e important să o avem bine pusă pe picioare. Banii sunt puțini, 450, nici nu ne gândim să rămână aici. Ne gândim la un minim de 550-600 că vor reuși să dea anul ăsta. Costel Caraș și-a exprimat susținerea totală față de intenția federației legată de posibilitatea declanșării unor proteste de stradă. Dacă vor solicita și prezența noastră, sigur că îi vom susține. Noi nu ne dăm la o parte în astfel de acțiuni, pentru că e normal să ne cerem drepturile chiar și în stradă. Este o modalitate clară de a arăta nu numai guvernului și politicienilor, dar trebuie să vadă toți că nu poți să pretinzi o siguranță alimentară în țară cu niște fermieri care sunt total decapitalizați, care practic abia să târie după un an pe altul. Vreau să vă spun că de când a crescut prețul porumbului, în special de la simplu la dublu, să zic, dacă acum 2 ani era în jur de 400 de 0,45 de bani, 0,50 de bani, acum a ajuns la 0,7-0,8 lei pe kilogram și practic prețul laptelui a rămas cam același. De 3-4 ani de zile prețul laptelui este cam același. Deci noi la ora asta vindem laptele în pierdere din cauza acestor cheltuieli mari pe care le avem. Primul este furajarea, prima cheltuială mare, apoi totul s-a scumpit. Motorina se scumpește în fiecare zi aproape cu un ban 2-3. Pe când prețul laptelui rămâne ani de zile nemișcat. E greu. La rândul său, Ioan Cristoloveanu, președintele Asociației Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Zimental, s-a plâns că subvenția pe cap de animal oferită de minister este mult prea mică și nu acoperă costurile de producție. Clar suntem dispuși să ieșim în stradă. Problema este că la ora actuală, din păcate, nu suntem prea organizați. A dispărut unitatea din noi, poate în al 12-lea ceas de Dumnezeu și revenim unde am fost la începutul, mă refer undeva la anii 2000, în care eram foarte bine organizați și în momentul când cineva spunea să ieșim în stradă, adunam foarte ușor 2-3 mii de fermieri. Probleme sunt multiple. Una din probleme care eu aș face pe această cale, apel fermierilor, mai precis crescătorilor de bălțată românească, aș dori ca să venim împreună și să mărim control oficial al producției, pentru că ne trebuie pentru un program de ameliorare minim 8.000 de capete. La ora actuală, Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Zimental, pe care o reprezint, este acreditată pentru conducerea cărții de rasă și efectuarea controlului oficial al producției pe județul Brașov. La Registrul genealogic mai sunt arondate încă 5 județe, este vorba de Covasna, Harghita, Sibiu, Hunedoara și Mureșu, care în total facem un control la circa 5.200 de capete. Sperăm ca din 2012 să mărim efectivul și să putem demara și să avem un program comun cu toate, cu federații, cu toate asociațiile, pentru că nu cred și nu are rost să ne dispersăm în zeci de mii de asociații, trebuie să fie una, două puternice la nivel de țară și să apere într-adevăr interesul fermierilor, să facem ceea ce trebuie făcut, să devenim membrii care cunoscuți în Europa.
Și scopul final care l-am propus noi la conducerea cărții de rasă, tăuraș intestinare, și să avem și noi în sfârșit în România tauri de proveniență românească. Fermierul brașovean deține un efectiv de 222 de capete de vaci din rasele bălțată românească și Holstein friză. În circa 10 ani, acesta și-a propus să conducă o fermă de elită în domeniul creșterii vacilor de lapte. Eu personal și prin programul de ameliorare la bălțată românească ne-am propus creșterea producției de lapte, să venim cu un program foarte bine stabilit de specialiști pentru a îmbunătăți, să trecem de la rasa mixtă care este bălțată românească carne-lapte spre lapte-carne, în care să venim cu infuzie de red, să venim cu tauri care ne-am propus în programul de ameliorare și să venim să creștem producția de lapte în așa fel încât să ajungem undeva la o producție de 7500 la o lactație încheiată, respectiv la 305 zile.